Venim cu noutăți și partea a doua emisiuni în cadrul activităților propuse de Muzeul Județean de Mineralogie Victor Gorduza în cadrul zilelor Maramureșului, ediția a patra. Ieri a avut loc un simpozion științific cu titlul Perpetuum 50 de ani de la înființarea județului Maramureș. Ca urmare, astăzi a fost și încă o expoziție despre care vom vorbi după aceea, dar domnule profesor Denuț, cine au fost invitații acestui simpozion, în ce format s-a desfășurat evenimentul și ce teme au fost abordate, iar dumneavoastră, domnule profesor Covaci, ca șef, ca fost șef al administrației județene, cum apreciați evoluția județului în jumătatea de secol care a trecut? Deci, ne referim la manifestarea care a avut loc ieri, nu la cea de astăzi. Și continuăm cu cea de astăzi după aceea. Deci, sau la simpozionul care s-a desfășurat ieri, da, Muzeul de Mineralogie a fost prezent, să spunem așa, ca și organizator. Deci a fost ideea reflectată foarte bine și în denumirea manifestării Perpetuum MME, adică Perpetuum Maramureș, să se aniverseze cei 50 de ani de la înființarea, de la reorganizarea teritorială practică a României și înființarea județului Maramureș. Noi am avut acolo un rol organizatoric. Se știe foarte bine care au fost vorbitorii, nu vreau să insist asupra acestui lucru, aș puncta doar faptul că noi am încercat să aducem în Baia Mare două persoane care, din păcate, din cauza stării de sănătate n-au putut să ajungă. Este vorba de fostul ministru al minelor Nicolae Dicu și, de asemenea, academicianul Gheorghe Dubașa, tocmai ca să puncteze din această perspectivă geologică a resurselor minerale și, respectiv, a industriei miniere ultimii 50 de ani. Nu s-a putut, au fost acolo la simpozion vorbitori care, din punctul nostru de vedere, au scos foarte bine în evidență ce s-a întâmplat atunci, deci în urmă cu 50 de ani, și de asemenea au vorbit despre evoluția județului în perioada ce a urmat. Acum, pentru că mi-aș mai permite, tot mai devreme ați adresat întrebarea ce a semnificație a avut mineritul pentru muzeu pe de-o parte și v-am răspuns, dar și pentru Baia Mare și județul nostru. Aș vrea să spun doar că Baia Mare pe de-o parte, dar și județul pe de-altă parte, trebuie să-și recunoască dezvoltarea ca și fundamentată pe baza activităților miniere. Înainte de începerea activităților miniere, să spunem așa, organizate, nu ne referim la cele antice, orașul Baia Mare avea aproximativ 12.000 de locuitori și populația a urcat chiar înainte de 90 și după până înspre aproape 150.000. Deci industria minieră, pe lângă lucrătorii direcți implicați în acest domeniu, a avut și o seamă de industrii colaterale care au făcut ca, repet, atât Baia Mare cât și județul Maramureș să crească. Domnule Covaci, să ne răspundeți la întrebarea pe care v-am adresat-o. Da, e o întrebare interesantă. Sigur, cred că răspunsul trebuie să-l împart în două. Adică ce a însemnat perioada comunistă până în 89, când trebuie să recunoaștem că județul, așa cum amintea domnul director, a avut o dezvoltare impetuoasă pe baza mineritului, mii și mii de angajați în sectorul acesta și în ceea ce era conex, dar pe orizontală, din păcate, tot, și după 89 până în prezent. Sigur că, așa ca și în orice parte a lumii, acolo unde a existat o dezvoltare industrială mono și pe orizontală, odată cu prăbușirea ei, toate lucrurile stagnează sau se duc în jos, cu alte cuvinte. Așa că se revine greu ulterior. Cu alte cuvinte, după 89 și, să zicem, în ultimii 10-15 ani, prin închiderea și dispariția mineritului, a ceea ce înseamnă cele două mari combinate chimice, a flotațiilor, deci uzinelor de preparare, a tot ce a însemnat, să spunem, cercetarea geologică. Să nu uităm că în 90, cercetarea geologică însemna IPEC Maramureș cu 6.000 de angajați. Să nu uităm că Reminu în 90 avea 32.000 de angajați. Bun. Și atunci, sigur că da, într-un fel sau altul, industria și economia Maramureșului a colapsat. Asta nu scuză însă faptul că multe din lucrurile care trebuiau să se dezvolte nu s-au dezvoltat,
Și aici eu aș putea să spun acum din ceea ce a însemnat experiența mea administrativă, ultimii, să spunem, numai 15 ani. Așa. Am putut să constat un lucru. N-am avut suficient de puternici oameni politici din județ care să aibă un cuvânt greu la centru, adică în București, astfel încât locul acesta unde agăți harta în cui să fie și el prioritar cumva în ochii Bucureștiului. Adică vă referiți la parlamentar, la consilier județeni sau la și oricare la... din om, oamenii, la oricare din oamenii care au politici care au fost din clasa politică. Care au fost din clasa politică să fi putut să fie atât de puternici și atât de ca voci care se aud la București, când într-adevăr, dacă în 2006 s-a spus, în 2007 de fapt, s-a spus, da, facem un drum expres care leagă Baia Mare de Voia și altul care leagă de autostrada Transilvania. Trebuia și de atunci au trecut 12 ani și nu s-a făcut absolut nimic, înseamnă că este clar că n-am fost voci suficient de puternice, noi maramureșenii, ori dacă n-ai infrastructură, oricâte frumusețe ai, oricât de harnici oameni ai, orice ai vrea să construiești, dacă n-ai o infrastructură, nu poți. Investitorii vin greu, pentru că este foarte complicat atunci să-ți vină. De asemenea, turiștii, cum tot spunem că promovăm turismul maramureșan și Maramureșul prin turism, dar nu putem să-l promovăm cu infrastructura care o avem și atunci sigur că, da, din păcate, și asta este concluzia, să spun așa, este că nu am reușit să dezvoltăm Maramureșul așa cum ar fi meritat-o. Mergem mai departe cu o altă manifestare. Astăzi a avut loc o a doua manifestare organizată de muzeu. Vorbim de Simpozionul Științific Național Patrimoniul Natural, ediția a patra. Și o să avem și câteva imagini de la muzeu, de la aceste evenimente. Domnule director Dănuț, ce fel de lucrări au fost prezentate, din ce domeniu și cine au fost participanții la eveniment? De asemenea, domnule profesor Covaci, ce însumează acest concept generos de patrimoniu cultural? Patrimoniul natural și ce importanță are pentru prezentul și viitorul nostru. Domnule Dănuț, întâi. Da, în primul rând vreau să spun că noi ne bucurăm foarte mult pentru că am reușit ca odată cu debutul zilelor Maramureșului în Maramureș acum 4 ani să organizăm și în acest simpozion și iată am ajuns și noi la cea de-a patra ediție cu simpozionul nostru, perioadă în care el a crescut foarte mult, atât ca și număr de lucrări prezentate de an la an, cât și referitor la calitatea lucrărilor care au fost prezentate. În ediția din acest an au fost pregătite și prezentate 17 lucrări, ele au fost grupate în 3 părți. O primă categorie s-a referit la lucrări legate de geodiversitate și biodiversitate, sigur, de la nivel național, nu numai de la nivelul județului Maramureș. Cea de-a doua parte a simpozionului s-a referit la proiecte de succes pentru ceea ce înseamnă valorificarea resurselor naturale și a patrimoniului natural, iar cea de-a treia secțiune a fost dedicată valorificării patrimoniului muzeal și al patrimoniului industrial minier. Iată un punct care ne doare foarte tare și noi ne străduim să facem în acest sens cât mai multe pentru a ajunge la un moment dat, sper eu din tot sufletul, că nu peste foarte mulți ani, încât să avem și noi un muzeu al mineritului în acest colț de țară. Specialiștii prezenți la manifestarea noastră de astăzi, cea mai mare parte dintre ei sunt sigur din zona județului Maramureș, dar avem și specialiști din țară. Ne bucurăm foarte mult că este pentru a doua oară prezentă la noi doamna dr. Antonita Segedi de la Institutul de Geologie și Geoecologie Marină din București. De asemenea, am avut colegi de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, atât anul trecut cât și anul acesta, reprezentanța ai administrației Parcului Național Munții Rotnei, au fost 2 specialiști și 2 lucrări prezentate, de asemenea de la WWF România, colectivul din Baia Mare, de la Asociația Ecologică și nu în ultimul rând, ci poate în primul rând, pentru că au fost și parteneri în organizarea acestui simpozion, colegii de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, respectiv Centrul Universitar Nord din Baia Mare, care au avut un număr substanțial de lucrări prezentate, atât dinspre partea tehnică, mă refer la colegi de la Facultatea de Inginerie, cât și de la Facultatea de Științe. Și ne-ați fost dator cu o surpriză pe care o mai pregătiți
în partea a doua a spus că ne dezvăluiți despre ce este vorba. Ce mai urmează la muzeu? Apropo de ideea aceasta de a readuce dinozaurii sau alți dinozauri în Baia Mare. Deci am avut o discuție cu doamna doctorantă Anita Segheri de la Institutul Geocomar din București, care spuneau că dânsii ne-ar putea pune la dispoziție piese care să constituie o astfel de expoziție. E drept că unele dintre aceste piese reprezintă imagini desenate, reprezentând sigur tot dinozauri, dar au și câteva piese care înseamnă reproduceri după dinozaurii pitici care, știm, au trăit în zona, ceea ce înseamnă astăzi sudul munților Apuseni. Sperăm să avem această expoziție la Baia Mare. Nu aș vrea să avansez acum exact vreodată, pentru că să nu mi se reproșeze pe urmă că n-am făcut acest lucru, pentru că a fost chiar o primă discuție astăzi. Dar sperăm că undeva în luna octombrie s-ar putea întâmpla să avem vernisajul acelei expoziții. Spuneați despre importanța, să spunem, a subiectelor abordate. Patrimoniul natural. Omul trăiește cu natura împreună. Patrimoniul natural înseamnă de la ceea ce sunt formațiunile geologice ale subsolului, dar și solului prin frumusețile pe care le are, inclusiv peisagistice, și până la tot ce înseamnă biodiversitate, adică faună, floră, în, sigur, într-o ambianță foarte fericită. Ori, sigur, din punctul acesta de vedere, astăzi au fost prezentate foarte multe lucrări care au adus în prim plan valoarea unor situri, fie geologice, geosituri, fie peisagistice, fie forestiere, fie de biodiversitate, care pot fi valorificate inclusiv în ceea ce înseamnă geoturism și turism durabil, în care, pe de o parte, specialiști, pe de altă parte, studenți, elevi, public larg, iubitor al frumuseților naturii, pot să urmeze pe diverse trasee turistice, să viziteze aceste locuri pe care, de altfel, Maramureșul le are, dar sunt foarte puțin cunoscute și, în primul rând, nu sunt cunoscute prin valoarea lor deosebită. Și vă dau exemplu. Noi avem pe serpentinele Gutinului, și astăzi am prezentat o lucrare, avem pe serpentinele Gutinului o veche carieră, cariera care se cheamă locul respectiv la Leau Albă. Ei, acea cu totul deosebită, să spunem, acel afloriment, loc în care rocile acelea sunt la zi, în fosta carieră, denumit la Leau Albă, este foarte puțin cunoscut și lumea nu oprește acolo, mergând și traversând Gutinul, și la 19 km de Baia Mare. Bine că, în schimb, din toată lumea, din foarte multe țări, specialiștii cei mai mari, când ajung acolo, opresc ca să vadă o minune, un geosit unicat. Este undeva, este de irijare. Acum vreau să vă spun. Din păcate, acolo, încă acel loc, nu este declarat arie protejată, nu este desemnat ca atare ceea ce noi am vrea să fie monument al naturii sau ca o rezervație științifică de cercetare în continuare pentru a fi conservat, protejat, dar inclus în ceea ce înseamnă aceste trasee geoturistice în care, în afară de acei specialiști, mineralogi, petrologi, vulcanologi, care vin pentru acele particularități fantastice, unice în tot ce înseamnă România și chiar întregul lanț vulcanic al Carpaților, dar și elevi și studenți care pot să vină, și chiar publicul larg, care pot să vină și să vadă că există o minune, să spunem, geologică pe teritoriul nostru și aproape de Baia Mare. Ei, valoarea acestora trebuie pusă în evidență și asta a fost, de fapt, într-un fel, asta scopul acestui... Asta înseamnă, patrimoniul natural, da? Categoric. Și asta a fost, de fapt, scopul acestui simpozion și cred că și l-a atins. Dacă nu sunt panouri, domnule, indicatoare care să ne ducă într-o anumită zonă, ce să mai spunem? Nu avem marcaje corespunzătoare, nu avem toalete să se oprească și turiștii să mai... Da? Nu avem indicatoare? La ce să ne așteptăm? Aceste condiții? Evident că aici... Ca să spunem și lucrurilor pe nume. Da, aici, de aceea, vedeți, pe rând și acesta, simpozionul și de acum, chiar că e a patra ediție, în fiecare an, s-au adus argumente
Asta înseamnă așa, cum argumente, pentru ca cei îndreptățiți și, în general, autoritățile, la sesizarea noastră, a specialiștilor, a unor instituții, reprezint atât, să spunem, Centrul Universitar Nord-Baia Mare, cât și muzeul, să spunem, cât și Consiliul Județean, să încercăm în așa fel încât să împingem lucrurile și să valorificăm tot ce avem valoros. Pentru că în alte țări, dacă au o piatră pe teritoriul comunei sau orașului și o piatră care zic unică importantă, ei o fac monument pe loc și spun aducem aici toți turiștii să le arătăm ce avem noi. Da, sunteți și consilier județean și profit de această ocazie ca să propuneți acest aspect în Consiliul Județean ca să se nască un proiect benefic. Chiar asta poate și legat de să adăugați și legat de celelalte probleme pe care vi le-am ridicat. În programul dat publicității apar și vernisaje la două evenimente. Microexpoziția filatelică Cactus și Filatelia Internațională și expoziția temporară Calcedonii din România. Domnilor, o scurtă prezentare a evenimentelor și niște explicații, dar în limbaj colovial, privind noțiunea de calcedonit, această varietate de cuarț microcristalin. Eu aș propune să spun două cuvinte foarte scurt despre prima parte cu cactușii și să lăsăm pe domnul director să ne vorbească despre calcedonii. Aici, sigur, cred că băimărenii cunosc că există o expoziție foarte importantă, în primul rând să spunem, de cactuș din colecția vestită de cactuș a lui Vida Gheza. Din păcate, puțini o vizitează, deși este o minunăție și merită să fie vizitată. Câțiva din colegii noștri, dintre care sunt mai mulți colecționari, dar sunt doi filateliști, să spunem, extrem de pasionați, au găsit cu cale, sunt de la Centrul Universitar Nord din Baia Mare, domnul Pop Leonard și domnul Bogdan Cioruța, care au găsit cu cale să constituie o expoziție și au promovat deja și în cadrul sesiunii de acum prin lucrări științifice ce înseamnă lumea aceasta minunată a cactușilor în filatelia internațională. Și au adus, vă spun, impresionante mostre de timbre, de colecții întregi cu cactuși din întreaga lume. Și, într-adevăr, eu aș spune că a fost un lucru extraordinar de interesant și inclusiv această colecție și este în pregătire acum. Colegii noștri pregătesc un album deosebit legat de acest lucru, inclusiv cu timbre care se pot atașa acelor cactuși care se găsesc în colecțiile, fie a colecția Vida Gheza, fie în colecțiile unor pasionați din Baia Mare. Vă rog, domnule Denuț. Da. Expoziția Calcedonii din România este o expoziție înscrisă, așa cum spuneam și un pic mai devreme, în intenția noastră de a organiza expoziții nu numai utilizând patrimoniul nostru, ci a găzdui expoziții cu patrimoniul altor instituții pentru a convinge toți vizitatorii, dar în special băimărenii și maramureșenii, să ne viziteze cât mai des, adică ei fiind cunoscători ai expoziției noastre permanente. Am contactat pe acest domn numit Dorin Toda din Crișcior, din partea sudului Munților Apuseni, în urmă cu mai multe săptămâni pentru a organiza această expoziție. Îi mulțumim foarte mult pentru acest lucru. Domnia sa intenționează să organizeze la Crișcior o colecție publică cu piesele pe care le are, sunt într-adevăr piese extraordinare. O parte din acestea, în număr de aproximativ 90, ni le-am împrumutat și vor putea fi vizionate de către doritori, începând, desigur, de astăzi, 3 luni până pe data de 8 august. Ce înseamnă, de fapt, aceste piese? Calcedonia este, într-adevăr, o varietate de silice, un mineral frate cu coarțul, care este cel mai cunoscut din grupul silicei. O varietate criptocristalină. Asta înseamnă că are o cristalinitate ascunsă, în sensul că, dacă la coarț vedem cu ochiul liber cristalele, în general, cu forme columnare și terminații piramidale, la calcedonia acest lucru nu este posibil a fi observat, decât dacă facem probe și observații la microscop. Prin urmare, calcedonia este cunoscută mai mult prin structura sa și calitățile estetice. Apare de obicei
sub formă concreționară, adică ca niște mingi mai micuțe, să zic așa, întâlnite în formațiunile sedimentare, acolo unde, prin recristalizarea unor geluri, apar acele concrețiuni. Ele, natural, nu prezintă calități estetice, dar acestea pot să fie scoase în evidență prin prelucrare. Și acele eșantioane recoltate sunt ulterior tăiate, de obicei, în plăci mai subțiri sau mai groase și trebuie șlefuite. Și în modul acesta se poate scoate în evidență structura eșantionului, care de obicei este alcătuită din benzi mai mult sau mai puțin concentrice cu colorații diferite. Și asta fac din calcedonie chiar și o piatră, un mineral care este utilizat ca și piatră semiprețioasă pentru confecționarea de bijuterii. Așadar, ușile muzeului sunt deschise pentru cei interesați, da? Și pentru că suntem la final de emisiune, ca și o încununare a participării Muzeului de Mineralogie la agenda evenimentelor acestui an, mâine va avea loc o excursie la rezervația fosiliferă Chiuzbaia și sesiune de vizitare gratuită a expoziției permanente a muzeului, precum și a expozițiilor temporare. Să nu uităm că aveți și de centenar ceva evenimente, să ne spuneți despre ce este vorba și să ne detaliați aceste informații de care am amintit. Da. Aș mai preciza că astăzi la simpozion au fost peste 70 de participanți. O parte dintre aceștia s-au înscris să participe la continuarea de mâine, pentru că ideea este, în general, la simpozioanele care se organizează, se oferă și așa ceva, o parte practică, cum ar veni aplicativă. Deci cei care s-au înscris vor beneficia de un tur, sigur, ghidat în rezervația fosiliferă de la Chiuzbaia, care este o arie naturală protejată ce se află în custodia Muzeului de Mineralogie. Deci este punctul care se va desfășura mâine, plecarea va fi la ora 10 de la Muzeul de Mineralogie. Da, aș mai vrea să spun câteva cuvinte despre un proiect al nostru la care lucrăm de mai bine de un an de zile și îl dedicăm centenarului României, aniversat în acest an. Proiectul se numește Minerale Românești. Vă spuneam că noi am început să ne căutăm colaboratori și să lucrăm la proiect încă de anul trecut. I-am găsit, o să-i enumăr imediat, dar vreau să spun că în momentul de față noi am propus acest proiect și documentația aferentă la, în fine, fostul departament centenar nu mai funcționează, la Ministerul Culturii, la București, să vedem dacă vom obține finanțare. Scopul acestui proiect este de a valorifica cele aproximativ 40 de minerale care pentru prima oară în lume s-au deschis pe teritoriul României. Sunt aproximativ 5200 de specii minerale cunoscute în lume. Deci, repet, 40 sunt descrise la noi. De asta am spus proiectul Minerale Românești. Proiectul are trei activități principale. Una este cea de organizarea unei expoziții temporare itinerante cu aceste minerale din România, care sperăm noi să fie itinerată în mai multe locații ale partenerilor. Cea de-a doua activitate este de a scrie și apoi publica o carte despre prioritățile mineralogice din România. Și cea de-a treia activitate este apariția unei emisiuni filatelice, care este cea mai avansată, pentru că dorința noastră transmisă la Rom Filatelia a fost auzită, i-au prins în planul filatelic pe acest an și probabil că în luna iunie va apare o misiune filatelică cumprinzând timbre cu fotografii pe care noi le-am trimis deja la Rom Filatelia din aceste minerale deschise pentru prima dată în România. Partenerii noștri sunt Secția de Științe Geonomice a Academiei României, prin persoana academicianului Gheorghe Dubașa, care s-a oferit să coordoneze lucrarea priorități mineralogice din România. De asemenea, cele trei universități din țară care au facultăți de geologie, Universitatea din București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, precum și Muzeul Aurului din Brad. De asemenea, am menționat mai devreme Rom Filatelia. Sperăm foarte mult că acest proiect va primi finanțare astfel încât să-l putem implementa pe parcursul acestui an și continua în anul sau în anii viitori. Domnilor, mulțumesc pentru participarea la emisiune. Invităm pe toți cei interesați să vă viziteze muzeul cu toate expozițiile ce le aveți acolo, să le admire și vă mai așteptăm. Mulțumim și noi foarte mult pentru invitație și de asemenea mai vreau să menționez că pe toată perioada aceasta a zilor Maramureșului, Muzeul de Mineralogie, ca și celelalte instituții muzeale din Baia Mare, își primește vizitatorii în mod gratuit. Vă așteptăm cu drag. Doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenție. O seară bună să aveți împreună cu Televiziunea Tele Plus. La revedere!